Pericolele din lumea virtuală devin din ce în ce mai numeroase, iar tinerii trebuie să știe cum să se protejeze. Un curs menit să-i ajute pe adolescenții, în special, să nu cadă în capcanele răufăcătorilor de pe internet, va avea loc la Zalău la finele acestei luni. Un curs care urmărește responsabilizarea tinerilor cu privire la pericolele care pândesc în mediul online va fi organizat săptămâna viitoare la Zalău. Sub forma unui curs introductiv de securitate cibernetică, elevii de liceu vor învăța cum să se protejeze de capcanele de pe internet. Sorin Mureșan, specialist în securitate cibernetică, cu peste 20 de ani de experiență, vine cu detalii. Dacă în viața de toate zilele încercăm să atragem atenția copiilor vis-a-vis de potențiale pericole, nu lăsa străinii să-ți intre în casă, nu primi obiecte, bomboane, mâncare de la străini, nu permite altora să îți caute în ghiozdan, să nu te vadă cu cheia de gât sau cu banii sau cu telefonul, ei, în mediul virtual, deși pericolele pot fi chiar mai grave, nu prea avem obiceiul să învățăm copiii să se ferească, să se protejeze. Ca urmare, în cazul acestui curs, în primul rând se expun de potențiale pericole. Ce fel de pericole există în mediul virtual? La ce te expui? Ce riști să pierzi în cazul în care nu respecti anumite reguli? Ce înseamnă un atac cibernetic? Consecințele unui atac cibernetic pot fi extrem de grave. Știm foarte bine că există țări care, în urma unui atac cibernetic, au rămas fără alimentare cu energie electrică jumătate din țară. E vorba aici de un vecin de-al nostru, Ucraina. Ce înseamnă un potențial atac cibernetic, de exemplu, asupra sistemelor informatice ale circuitelor de răcire a unei centrale nucleare? Pericolul e imens. Deci vreau să trec doar și să expun aceste tipuri de pericole cibernetice, dar se vor expune toate aceste metode de apărare, chiar dacă nu sunt detaliate. Cursul va avea loc în data de 22 februarie de la ora 17 și se adresează elevilor de liceu, iar locurile sunt limitate. Cei interesați să se înscrie găsesc detalii pe pagina de Facebook a Asociației Sălăjenii Contează.